Știu că la Rădăuți este o emanație de entuziasm și dorință de a schimba anumite lucruri în plan local. Ne dorim ca USR Rădăuți să fie o insulă de normalitate politică în peisajul rădăuțean, prin prisma faptului că, nu e așa, partidele tradiționale stăpânesc acest oraș de zeci de ani. Și iată, USR Rădăuți este acum mai vizibil și mai aproape de rădăuțenii care își doresc să aibă o opțiune normală și viabilă la clasa politică actuală. În momentul de față, credem că prin alternativa pe care o oferim oamenilor și mai ales oamenilor din zonă, trebuie să le arătăm că nu suntem ceea ce povestesc alții despre noi, ci suntem niște oameni extraordinar de serioși. Prin deschiderea acestui spațiu pentru întâlniri fizice cu membrii de partid, dar și cu simpatizanții, USR Rădăuți își dorește să devină un pol regional în zona de nord-est a județului Suceava. În jurul Rădăuțului deja sunt create câteva filiale cu membrii destul de implicați, cum ar fi la Marginea, la Sucevița, avem filială la Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, avem chiar doi consilieri la Frătăuții Noi, avem la Horodnic de Jos, la Milișăuți, sigur, avem și la Solca, o filială foarte bună. Ne dorim ca aici la Rădăuți să facem un pol regional.